O tânără asistentă medicală de 24 de ani a murit și alte două persoane sunt internate cu răni grave după un accident de circulație frontal. Două mașini s-au ciocnit la ieșirea din localitatea constanțeană Murfatlar. Viteza automobilelor a fost atât de mare, iar impactul atât de violent, încât mașinile sunt acum mormane de fiare. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. La ieșirea din Murfatlar spre Ciocârlia, scena accidentului provocat de fata care a pătruns pe contrasens i-a șocat până și pe salvatori. Un șofer a sunat la 112 și a cerut ajutor, iar echipele de urgență au adus 4 ambulanțe și mașina de descarcerare. Sosiți la fața locului, colegii mei au găsit 3 victime, din care una, de sex feminin, încarcerată. Au început de îndată procedura de extragere a victimei din mașină, timp în care celelalte două persoane au fost evaluate medical la fața locului. Fata care a murit avea doar 24 de ani și era asistentă medicală la o clinică privată din Constanța. În cealaltă mașină se afla un cuplu de tineri care au scăpat cu viață. S-a stabilit faptul că impactul s-a produs între două autoturisme care circulau din sensuri opuse. Polițiștii rutieri au întocmit un dosar de cercetare penală. 2 ore mai târziu, agenții de la rutier au fost chemați la alt accident provocat tot de o tânără care a ieșit pe o stradă secundară în șoseaua principală fără să se asigure. Du-te la domnul bătrân acolo să vezi că ăla sângerează tare. Tatăl fetei a venit într-un suflet când a auzit bubuitura și a intrat în stare de șoc. Eu calmează-te, calmează-te, ești sub șoc, ești sub șoc. Ușor. Mamă, eu stau aici la 2 pași. Știu, da, mai ușor, mișcă, e bine. Toate cele 3 victime au ajuns la spital pentru evaluări medicale amănunțite. Poliția rutieră a deschis un dosar de cercetare penală.